Această lecție am așteptat-o cu nerăbdare. Este vorba despre una din cele mai tinere direcții biologice. Este dedicată geneticii, care în evoluția parcursului său ca știință biologică a cunoscut și culme și drame. Este un obiect foarte interesant. Fără ca să știe, omenirea se ocupa cu genetica încă în antichitate. Vorbesc despre selecție și ameliorarea organismelor, însă conștient a început să o sesizeze nu de mult, în 1900, când trei savanți, Cermak, Correns și Bateson, independent unul de altul, au redescoperit legile mendeliene. Adică, în mijlocul secolului XIX, un preot a încercat pentru prima dată să aducă omenirii un tratat științific bazat pe studiul legităților. Ironia a făcut ca el să nu fie înțeles și abia după moartea lui, lumea să spună că a avut dreptate și în cinstea lui numind aceste legi, legile mendeliene. Genetica are ca scop studierea altor două proprietăți a organismelor, variabilitatea și ereditatea. Genetica studiază structura moleculară și funcțională a genelor, comportamentul genelor în contextul unei celule sau organism, de exemplu în cazul dominanței complete sau epigenetică, modul de transmitere a caracterilor de la părinți la urmași și distribuirea genelor și variația și schimbarea populațiilor. Știind faptul că genele sunt universale pentru organismele vii, genetica poate fi aplicată la studiul tuturor sistemelor vii, de la virus și bacterii, la plante și animale domestice și apoi la om. Vorbim de compartimentul genetica medicală. Genetica moleculară. În secolul 21 este greu să regăsești un simbol a vieții mai reprezentativ decât această imagine, decât molecula dublu spiralată a ADN-ului. Materialul genetic al procariotelor, eucariotelor, dar și a virusilor se găsește stocat în nucleul celular, clar că nu la procariote și nu la virus, sub formă de ADN sau mai pe larg acid dezoxiboribonucleic. Fiecare detaliu a unui organism, de la enzime pe care poartă o celulă și pe care le poate sintetiza, până la culoarea părului și poziția oaselor în corp, toată această informație este stocat în imensa macromoleculă de ADN. Imensă deoarece dacă ar fi întins o moleculă de ADN dintr-o singură celulă eucariotă, ar atinge aproximativ 2 metri în lungime. Cum a ajuns să fie cunoscută structura ADN-ului așa cum este cunoscută astăzi? În 1953, folosindu-se de fotografiile lui Franklin, chimista Rosalina Franklin, a reușit să fotografieze pentru prima dată structura moleculară a ADN-ului folosindu-se de difracția razelor X. James Watson și Francis Crick au pus în evidență structura tridimensională a ADN-ului. Molecula de ADN este un lanț dublu, helix, adică răsucită, formată din două lanțuri de nucleotide care sunt răsucite în jurul unui celălalt și unite prin legături de hidrogen. Structura ADN-ului. Molecula de ADN, deși nu este vizibilă cu ochiul liber, conține un număr impresionant de informații ereditare. Practic, ea conține sub formă codificată toate informațiile care determină caracterele noastre, de la culoarea părului și a ochilor, la înălțime, dar și modul de funcționare a organelor noastre. Majoritatea ADN-ului uman, 98%, se găsește în nucleu, însă o cantitate mai mică, 2%, se găsește și la nivelul mitocondriei, fiind denumit ADN mitocondrial. La plante mai există și ADN plastidic. Unitatea structurală de bază a ADN-ului este nucleotida. Ea este formată dintr-un zahar sau pentoză, numită de dezoxiriboză, în continuare de o grupare
fosfat și o bază azotată. Pentoza, împreună cu o grupare fosforică, formează scheletul moleculei, fiind dispuse la exterior, în timp ce bazele azotate, legate de pentoză, se dispun în interiorul moleculei. În funcție de structura lor chimică, bazele azotate se împart în baze purinice, adenina, codată cu litera A, și guanina, codată cu litera G, sau bazele azotate pirimidinice, timina și citozina. În acest mod se pot forma patru tipuri de nucleotide. Vă reamintesc, prin D am notat pentoza, dezoxiriboza, prin P grupa fosfat, și atunci vom avea grupa fosfat, pentoza, adenină, grupa fosfat, pentoza, timină, grupa fosfat, dezoxiriboza sau pentoza, citozina, și grupa fosfat, dezoxiriboza, guanină. Aceste nucleotide reprezintă, de fapt, un fel de alfabet, care este numit cod genetic, care, deși pare sărac, poate stoca milioane de informații prin înlănțuirea a mii până la sute de milioane de nucleotide împreună, care se pot repeta sau pot alterna. Gruparea adenina alternează cu timina, nu are același înțeles ca și gruparea timina alternat cu adenina. Molecula de ADN este compusă din două lanțuri polinucleotidice, adică avem mai multe nucleotide, care se numesc catene, legate între ele fiind prin legături de hidrogen. Formează legăturile acestea bazele azotate complementare. Întotdeauna adenina se va lega printr-o legătură dublă de hidrogen cu timina. Întotdeauna guanina se va lega cu baza sa complementară citozina prin trei legături de hidrogen. Vă rog momentul acesta să-l țineți minte, deoarece foarte des la bacalaureat, în compartimentul genetică, sunt itemi care au la bază înțelesul legăturilor acestea, cu scopul ulterior de a număra câte legături de hidrogen aveți în secvența de catenă care este reprezentată. Ținând cont încă o dată de faptul că bazele sunt complementare, adenina cu timina și au două legături de hidrogen și bazele sunt complementare, guanina cu citozina și au trei legături de hidrogen. Cele două catene sunt înfășurate una în jurul celelalte, în jurul unui ax central, așa, imaginar, unde se găsesc bazele azotate. De asemenea, cele două catene sunt antiparalele, deci sunt cu sens opus, astfel că una are sensul 5'3', iar cealaltă va avea sensul opus 3'5'. Ce înseamnă 5' și 3'? Asta înseamnă că gruparea fosforică legată de carbonul din poziția 3' a pentozei, unui nucleotid de carbon din poziția 5' a nucleotidului următor. Se observă asta foarte bine în structura aceasta. Da? Deci 5', 3'. Deci aici sunt atomii de carbon. Astfel este de ajuns copierea secvenței din nucleotide de pe o catenă, pentru a descifra secvența de catena opusă. Legea complementarității bazelor azotate. Molecula de ADN prezintă o structură primară dată de secvența de nucleotide dintr-o catenă. Secvența reprezintă de fapt informația genetică codificată. O structură secundară este dată de cele două catene împreună, care sunt răsucite în dublu helix, în jurul unui ax central imaginar. Cu alte cuvinte,
Aici avem structura primară, aici de acum avem structură secundară. Dimensiunea helixului este de 2 nanometri, având un pas sau spiră de 3¾ nanometri. Fiecare spiră conține cam 10 nucleotide. Fiecare pereche de baze azotate complementare se răsucește 36 de grade spre dreapta, în direcția acelor de ceasornic, din cauza dispunerii opuse a grupărilor glucidice din cele două catene. Cele două catene sunt antiparalele, repet încă o dată, adică legăturile fosfodiesterice între nucleotidele unei catene se realizează între carbonul 3' ale unei grupări glucidice și carbonul 5' ale nucleotidei următoare, în timp ce catena opusă leagă legăturile invers. Astfel, o catenă cu sensul 3' spre 5', iar cealaltă opusă va fi 5' spre 3'. Un lucru la fel foarte util în examenul de bacalaureat o să vă fie legile lui Chiar-Graff. Aceste legi pot fi folosite în rezolvarea itemelor care țin de numărarea sau desenarea unei catene lipsă de ADN, știind o secvență anumită care se dă în condițiile problemei. Prima lege. Cele două catene polinucleotidice sunt complementare una față de cealaltă. Aceasta înseamnă că unii adenine de pe una din catene îi corespunde întotdeauna o timină pe cealaltă catenă. Excepție face doar ARN-ul și care se leagă prin două legături de hidrogen. Se spune, deci, că adenina este complementară cu timina. În mod similar, guanina este complementară cu citozina, de care se leagă prin trei legături de hidrogen. Se deduce că legăturile de hidrogen sunt permise între adenină și timină și guanină și citozină. În moleculele de acizi nucleici dublu catenari, dar formate dintr-o catenă de ADN și o catenă de ARN, asemenea moleculelor hibrid, se formează de obicei în procesul de transcriere genetică, adeninii din catena de ADN îi corespunde din catena de ARN nu timina, ci baza azotată numită uracil. Și în acest caz se formează tot două legături de hidrogen, doar că între adenină și uracil. Momentul ăsta e de foarte mare importanță, vă rog să-l memorizați. Încă o dată, între adenină și timină două legături, între guanină și citozină trei legături, dar atunci când vom avea de copiat secvența de ADN pe secvența de catenă de ARN, vom înlocui timina cu uracilul. 2. Într-o moleculă de acid nucleic, purinile sunt în raport echimolar cu pirimidinile. Vă reamintesc, purinile și pirimidinile sunt tipurile de baze azotate. Bazele purinice, adenina și guanina, bazele pirimidinice, timina și citozina. Această regulă, că într-o moleculă de acid nucleic purinile sunt în raport echimolar cu pirimidinile, de fapt este o consecință a primii legi. Astfel, dacă oricărei adenine de pe una din catenele îi corespunde timină de pe catena opusă și oricărei guanine de pe una din catene îi corespunde o citozină de pe catena opusă, atunci numărul moleculilor de adenină este egal cu numărul celor de timină, adică A egal cu T, și respectiv numărul moleculilor de guanină este egal cu numărul moleculilor de citozină, G este egal cu C. De aici, prin adunarea celor două ecuații, se deduce A plus G egal cu T plus C. Deci, numărul purinilor dintr-o moleculă de acid nucleic este egal cu numărul pirimidinilor. Astfel spus, cele două tipuri de molecule se află în raport echimolar. 3. Cele două catene polinucleotidice dintr-o moleculă de acid nucleic sunt antiparalele. Am vorbit despre asta, mai repetăm.
că o catenă polinucleotidică are două capete. La un capăt se află carbonul din poziția 5' al unei pentoze, iar la capătul opus se află carbonul din poziția 3' al altei pentoze. În interiorul unei celule, o asemenea catenă polinucleotidică este sintetizată chiar în aceeași direcție, 5' spre 3'. Cele două catene polinucleotidice ale unei molecule sunt în orientări inverse, una față de alta. Capătul 5' al fiecărei corespunde cu capătul 3' al celelalte. Cele două catene sunt antiparalele. Denaturarea și renaturarea ADN-ului. Legăturile de hidrogen dintre cele două catene se organizează și se dezorganizează ușor. De aici rezultând și proprietățile sale. Denaturarea apare atunci când o soluție care conține o moleculă de ADN este încălzită în felul următor, astfel că catenele se despart rezultând un ADN monocatenar sau ADN denaturat. Dacă soluția se răcește brusc, ADN-ul rămâne denaturat, da? Cu două catene rupte. Dacă soluția se rețește treptat, cele două catene se vor atrage pe baza complementarității bazelor azotate și va deveni înapoi ADN renaturat. Prin aceste procese se poate studia relația filogenetică a unei specii, considerându-se că speciile înrudite au temperaturi de denaturare ADN-ului apropiate și realizează o renaturare rapidă. Denaturarea are la bază ruperea legăturilor de hidrogen. Renaturarea are la bază crearea legăturilor de hidrogen între bazele azotate complementare. Replicarea ADN-ului. Replicarea sau autocopierea moleculei de ADN se realizează după modelul semiconservatist, adică fiecare celulă nou formată va conține ca material genetic o moleculă de ADN cu o catenă veche și o moleculă de ADN cu o catenă nou formată. Deci are loc acest proces înainte de diviziunea celulară ca să cedeze materialul genetic dublat pentru fiecare din cele două celule fiice. Prin acțiunea unor enzime, cum ar fi helicaza, punțile de hidrogen dintre cele două catene se desfac de la un punct de inițiere până la punctul terminal, ca și un fermoar, rezultând o moleculă de ADN în forma literei Y. Bazele azotate de la interiorul moleculii vor fi astfel expuse. Pe baza complementarității, cu ajutorul altei enzime numite ADN polimerază, bazele azotate noi se vor atașa de catena veche care va servi ca matrice, rezultând o nouă catenă care va fi complementară cu catena veche. Odată ce toate bazele azotate noi vor fi atașate de catenele vechi, replicarea se sfârșește, iar diviziunea celulară poate să aibă loc. Cromozomii și carotipul uman. Cromozomii conțin informație genetică sub formă de ADN înfășurată în jurul unor proteine complexe numite nucleozom, alcătuite din proteine numite histone. Denumirea de cromozom provine din greacă, unde croma înseamnă culoare și soma înseamnă corp, din cauza că au foarte mari afinități pentru coloranții folosiți în cercetare. Numărul corect de cromozomi umani a fost stabilit în 1956 de către Tijot și Levan. Organismul uman are 46 de cromozomi. 44 de cromozomi sunt autozomi și 2 cromozomi sunt numiți heterozomi. XX la sexul feminin și heterozomii XY la sexul masculin. Cromozomii sunt bicromatidici, astfel ei sunt văzuți în etapa S,
al interfazii. Cele două cromatide sunt identice întocmai cu aceeași set de gene și sunt numite cromatide surori. La mijloc, cromatidele surori sunt fixate de centromer, care reprezintă porțiunea între cromatidele surori, se unesc și se împart cromatidele în două brațe. Cele scurte se numesc brațele pi, iar cele lungi se numesc brațele Q. În funcție de poziția centromerului, cromozomii se pot clasifica în cromozomi metacentrici, de obicei sunt cromozomii mari din genotipul, din cariotipul uman. Brațele pi sunt egale cu brațele Q. Brațele scurte sunt egale cu brațele lungi. Cromozomii submetacentrici. Brațele pi sunt mai scurte decât brațele Q. Și cromozomii acrocentrici. Brațele pi sunt foarte scurte față de brațele Q. Cariotipul uman. Cariotip se referă la numărul și aspectul cromozomelor în nucleul celulei eucariote. Desemnează setul complet de cromozomi ai unei specii. Celulele umane conțin două seturi de cromozomi. În fiecare set sunt 22 de cromozomi autozomi, iar un cromozom este heterozom sau cromozom sexual. Celulele somatice, adică celulele corpului, sunt celulele diploide. Ele conțin 46 de cromozomi. Cei doi cromozomi ai unei perechi sunt omologi, adică sunt identici morfologic, dar au origine diferită. Unul este moștenit de la mamă și se numește cromozomul matern, iar celălalt este moștenit de la tată și se numește cromozomul patern. Excepții sunt cromozomii sexuali ai sexului masculin, XY. Ei nu sunt omologi, deși ei se numesc încă și heterozomi. Gameții, adică celulele sexuale, ovulele la femei și spermatozoidii la bărbați, sunt haploide, adică ele conțin jumătate de numărul de cromozomi caracteristici specii umane, doar 23. În momentul fertilizării, ovulul de către spermatozoid are loc integritatea setului de cromozomi, 46. Așa arată la microscopul electronic cromozomii umani. Repet, ei pot fi vizibili în forma aceasta cu două catene, cu două cromatide surori, doar în perioada de interfază, doar când se pregătește celula pentru reproducere. Funcția autocatalitică a ADN-ului, ciclu celular. Ciclul celular constă din două etape, din interfază și diviziunea indirectă, care poate fi mitoză sau meioză. Interfaza la rândul său are patru etape, a treia fiind opțională, G1, S și G2, opțional poate să fie la celulele care nu se mai divid și sunt de acum cu un grad înalt de specializare, G0, iar mitoza va avea două etape. Diviziunea nucleului, numită cariochineză, care constă din patru etape succesive, profaza, metafaza, anafaza și telofaza, și diviziunea celulei, care diferă la plante și la animale. Interfaza reprezintă faza de creștere prin care celula se pregătește pentru diviziune. Spuneam că are patru etape. G1 este faza care duce la creșterea celulară și la pregătirea pentru replicare. Celula crește în dimensiuni, își copiază practic toate organitele, își asigură și își pregătește structurile moleculare de care va avea nevoie. Are o durată variabilă, putând dura de la ore până la câteva zile. Depinde de celulă. Faza sintetică sau faza S, în care celula își dublează cantitatea de ADN, astfel că cromozomii
care până în etapa S erau monocromatidici, devin bicromatidici. Durează între 8 și 10 ore. Faza postsintetică sau G2. În această fază, celula își continuă creșterea și se pregătește pentru a intra în diviziunea celulară propriu-zisă. Durează aproximativ 5 ore. Și G0, faza de repauză, în care se găsesc celulele care nu se mai divid temporar sau permanent. De exemplu, celula nervoasă este permanent în faza G0, pentru că neuronii nu se divid. Pe când celula glială poate să aibă faza G0 alternată. Mitoza reprezintă diviziunea celulară ecvațională, adică în care celula mamă își divide nucleul și citoplasma în jumătate, rezultând două celule fiice identice și cu aceeași cantitate de ADN ca celula mamă. Dintr-o celulă mamă 2 N, prin patru etape succesive, se obțin două celule fiice la fel 2 N. Constă din două procese, mitoza propriu-zisă, cariochineza, diviziunea nucleului și diviziunea celulei, citochineza. Prin mitoză au loc creștere și dezvoltarea organismului, înlocuirea celulilor îmbătrânite și procesele de reparare a organismului. Este tipul de diviziune a celulilor somatice, celulele corpului. În cadrul mitozei, materialul genetic celular, ADN-ul, se organizează sub forma cromozomilor vizibili la microscop și se distribuie în mod egal în două nuclei separate, cu ajutorul fusului de diviziune, o structură specializată. Prima etapă a cariochinezii este cea mai laborioasă, se numește a profază. Materialul genetic, dispus sub formă de cromatină, începe să se spiralizeze și se concentreze, să se condenseze și devine vizibilă sub formă de cromozom bicromatidici. De ce bi? De aceea repet că cromatida și a sintetizat cromatida soră, deci cantitatea de DNA s-a dublat în perioada S. Nucleolul dispare, iar membrana nucleară începe să se dezintegreze. Tot în această fază se formează fusul de diviziune sau fusul meiotic. El este alcătuit din doi centrozomi care încep să migreze spre polii opuși ai celulei. Între cei doi centrozomi se dispun niște fire numite microtubuli, care sunt structuri alungite sub formă de degete la mănușă. În acești microtubuli, mai exact în proteinele atașate microtubulilor, numiți kinetocori, se vor atașa cromozomii. Cromozomii încep să migreze spre centrul fusului de diviziune. Uneori această etapă mai poate denumire și prometafaza, adică este o etapă de trecere de la profază la metafază. Conținutul intern al nucleului, carioplasma, se amestecă cu conținutul intern al celulei și formează un citosol comun numită mixoplasmă. B. Metafaza. Cromozomii se atașează de cinetocorii microtubulilor și se dispun la mijlocul distanței dintre cei doi centrozomi, formând așa zisă placă metafazică sau placa ecuatorială. Cromozomii sunt formați din două cromatide surori, adică sunt bicromatidici și aranjarea lor este în rând, ceea ce diferă de meioză. La meioză cromozomii omologi se vor aranja în perechi. Urmează apoi etapa de anafază. În această etapă, cromatidele surori se scintează, adică se dispart pe un șanț, deci de lungul, da, longitudinal, are loc clivarea lor longitudinală, și din bicromatidici devin monocromatidici. Cinetocorii atrag cromozomii unicromatidici spre poli, astfel că are loc migrarea cromozomilor monocromatidici spre centrioli. Astfel, se va asigura că viitoare celulă, fiică, va moșteni o parte din fiecare pereche de cromatide surori, care sunt identice. Se finalizează mitoza cu etapa de telofază, care este invers profazii.
Ultima etapă a mitozii, în care are loc formarea două nuclei fii separați, care fiecare conține o garnitură completă de cromozomi, deci 2N și 2N. ADN-ul începe să se despiralizeze, să-și piardă individualitatea și cromozomii nu mai sunt vizibili. Are loc dezintegrarea fosului de diviziune și sinteza din nou a membranei duble nucleare. Citochineza. În citochineză are loc diviziunea citoplasmei celulii. Un inel fibros format din proteină actină se distribuie, numită încă și strangulație, se distribuie la mijlocul celulei mamă, iar prin contracție divide citoplasma în cele două celule fiice nou formate. De obicei, una din celule își continuă diviziunea, mai ales dacă vorbim despre țesuturile meristematice la plante și țesuturile epiteliale la animale, iar alta intră în faza G0 și devine o celulă funcțională. Citochineza este o etapă foarte importantă a ciclului celular, fără ea celula devine multinucleată, acest obicei fiind întâlnit îndeosebi la celule cancerigene. La plante, citochineza decurge după un mecanism invers. Dacă la celula animală strangulația migrează de la periferie spre interior, la plante se creează un perete despărțitor în interior, care crescând va diviza citoplasma în două jumătăți egale. Ulterior, aceste celule cresc, ajung la dimensiunile care favorizează iarăși din nou diviziunea celulară. Al doilea tip de diviziune indirectă, mă repet, diviziunea indirectă este diviziune celulară când are loc întâi diviziunea nucleului și apoi diviziunea celulei. Și al doilea tip de diviziune indirectă este meioza. Spre deosebire de mitoză, care este caracteristică celulelor somatice, meioza este o diviziune celulară care are ca scop formarea celulelor reproducătoare sau gameți. Rolul este de a produce celule sexuate numite gameți și este prezentată meioza numai la organismele care vor avea reproducere sexuată. În concluzie, la sexul masculin va duce la formare de spermatozoizi, la sexul feminin va duce la formare de ovule. Prin meioză, materialul genetic se divide în părți egale între cele patru celule. La sfârșitul meiozei rezultând patru celule fiice, iar fiecare va conține doar jumătate din materialul genetic al celulei mame. Dacă începe diviziunea cu celula mamă 2N, se finalizează cu 4 celule fiice N. Prin fecundarea ovului de către spermatozoid are loc reîntregirea materialului genetic. Se formează o celulă zigot 2N, diploidă. Celula ou nou formată, având jumătate din material genetic al mamei de la ovul și jumătate din material genetic al tatălui de la spermatozoid. Astfel, prin diviziunea meiozică cu formarea de gameți și ulterior combinarea lor, are loc păstrarea și transmiterea neschimbată a garniturii de cromozom caracteristică speciei. Înainte de diviziune, deoarece tot și este o diviziune celulară, celula la fel va prezenta o interfază cu toate cele trei etape, cu etapa presintetică, sintetică și postsintetică, ca și la celula somatic sau ca și în cazul mitozii. Care sunt etapele meiozei? Meioza are loc prin două diviziuni consecutive, prin meioza primară și meioza secundară. Meioza primară mai este numită și etapa reducțională. Materialul genetic al celulei mame se divide în două, către două celule fiice care vor avea doar jumătate din cantitatea de ADN a mamei, celule haploide. Etapele sunt aceleași ca și în cadrul mitozei, dar cu câteva deosebiri. De fapt, meioza este mult mai complexă, dar în insuficiență de timp și posibilități de explicare, am făcut doar un rezumat la cele mai importante mișcări sau cele mai importante evenimente care au loc într-o meioză, făcând accent pe diferența și asemănarea între meioză și mitoză. 1. Meioza primară
are 4 etape consecutive. Profaza primară, metafaza primară, anafaza primară și telofaza primară. În profaza primară, care la fel ca și la mitoză, este foarte laborioasă și este una din cele mai importante etape a meiozei primare, la fel are loc dezintegrarea membranei nucleare, dispariția nucleolului și organizarea fusului de diviziune. Dar mai departe se încep de osibirile, și anume, materialul genetic care se condensează în formă de cromozomi și care s-a obținut în urma duplicării materialului de ADN în etapa S a interfazei, nu se situează cu cromozomi aparte, făcând placa metafazică unul după altul, dar cromozomii omologi, care fac parte din aceeași pereche, vă amintesc, au aceeași dimensiuni, poartă aceleași tipuri de gene, doar că sunt de origini diferite, unul de la mamă, unul de la tată, se apropie și se unesc după principiul cromozomilor, unindu-se între ei cromatidele nesurori a cromozomilor omologi. Fenomenul se numește conjugare. Urma acestui fenomen se obțin bivalențele. Peste un timp oarecare, între cromatidele acestea, încep să apară repulsie, ele dispărțându-se. Însă, în unele locuri, aleatoriu, la întâmplare, cromatidele nesurori a cromozomilor omologi rămân unite, formând așa zisele chiasme. Și uite aici se întâmplă un lucru colosal. Între cromatidele nesurori a cromozomilor omologi are loc schimbul reciproc de fragmente omologe, fenomenul numit crossing over, descoperit de către Thomas Morgan și colaboratorii săi. Acest crossing over va asigura variabilitatea intracromozomială. În metafaza primară, cromozomii omologi, vă repet, uniți în anumite locuri numite chiasme, deci în perechi, se vor dispune la centrul fusului de diviziune, formând astfel placa metafazică, doar că meiotică. Repet încă o dată, la mitoză, cromozomii sunt câte unul, bicromatidici, la meioză, placa metafazică constă din doi cromozomi omologi, deci perechi. Fiecare cromozom omolog se va dispune pe o parte a fusului de diviziune, iar celălalt pe altă parte a fusului de diviziune. Parcă n-ar fi fost de ajuns ca crossing over-ul să aibă loc la întâmplare între anumite segmente ale cromozomilor omologi să asigure variabilitatea intracromozomială, dispunerea cromozomilor de origine diferită, maternă sau paternă, pe diferite părți a fusului de diviziune, la fel este aleatorie și la fel este la întâmplare. Astfel se asigură variabilitatea intercromozomială. Între celula în anafază, cromozomii omologi vor migra spre polii celulare. Atenție, în comparație cu mitoză, când are loc migrația cromozomilor care a suferit clivare longitudinală și se obțin cromozomi monocromatici, aici, la poli, migrează câte unul din fiecare pereche, dar bicromatidici. Și telofaza, cromozomii bicromatidici ajung la nivelul polului celular, un pic se despiralizează, nu totalmente, un pic se descondensează, are loc formarea membranei nucleare, ulterior se întâmplă citochineza și formarea a două celule fiice, doi în, având fiecare din ele câte un cromozom din fiecare pereche. La om asta va fi 23 de cromozomi într-o celulă și 23 de cromozomi în altă celulă. Originea lor, mamă, tată, e la întâmplare, adică din cei 23 de cromozomi într-o celulă, spre spunem 80% pot fi de origine paternă, 20 să fie de origine maternă, pe când în celula soră va fi procesul invers, 80% înseamnă că vor fi de origine maternă și 20% vor fi de origine paternă. Iată prin ce se explică fenomenele ulterioare, când copiii au mai multe asemănări cu mama sau cu tata, sau cu bunei pe linia paternă sau cu bunei pe linia maternă.
imediat cu o interfază practic care nu există sau scurtă și care nu are perioada S, se întâmplă următoarea diviziune celulară numită meioza secundară sau etapa ecuațională. În etapa ecuațională intră celule haploide, dar procesul ulterior este identic mitozii, cu o singură nuanță. Începe procesul cu înjumătate de garnitură de cromozom. Adică la fel va fi profază cu degradarea membranei nucleare, cu formarea fosului de diviziune, doar că se întâmplă concomitent în ambele celule fiice. La fel va fi etapa de metafază cu formarea fosului, cu formarea plăcii ecuatoriale, cu lipirea cinetocorilor de centromer. La fel are loc etapa de anafază, când are loc clivarea longitudinală de-a lungul centromierului și se obțin cromozomi monocromatidici, dar concomitent în ambele celule. Și la fel are loc etapa finală, telofaza, când se obțin din fiecare celulă fiică două celule cu garnitură haploidă și cu cromozomi monocromatidici. În sumă vor fi 4. În final, cele 4 celule haploide vor forma gameții. Gameții produși în urma meiozii nu sunt identici datorită fenomenului, în primul rând, de variabilitate intracromozomială, crossing-over-ul din profaza primară și dispune aleatorii a cromozomelor omologi în placa metafazică, variabilitate intercromozomială. Prin aceste procese se asigură o foarte mare variabilitate genetică. La om, doar orientarea aleatorie a gameților omologi dă naștere la 8 milioane de tipuri posibile de gameți la un singur om. Al doilea acid nucleic este ARN-ul. ARN-ul face parte din materialul genetic celular. ARN-ul copiază, transportă și traduce informații genetică din secvența ADN-ului în secvenții de aminoacizi în procesul de biosinteză proteică. Spre deosebire de ADN, ARN-ul este monocatenar, iar nucleotidele au în componența sa și sahăr, riboza în cazul dat în locul dezoxiribozii și o bază azotată care înlocuiește timina, și anume uracilul. Deci riboza, baza azotată și grupa fosfat. Există mai multe tipuri de ARN. Ele diferă între ele prin mărimea catenii, localizarea și, desigur, prin funcție. ARN-ul mesager intervine în procesul de transcripție, unde copiază secvența de nucleotidă cuprinsă într-o genă la nivelul ADN-ului și apoi o aduce la nivelul ribozomului. ARN-ul mesager este monocatenar, iar lungimea diferă în funcție de mărimea genii transcrise. ARN-ul de transport are rol de a aduce aminoacizii la locul sintezii proteice, adică la ribozom. Are porțiuni monocatenare alternând cu porțiuni bicatenare, dând aspectul unei frunze de trifoi. La un capăt se leagă aminoacidul, iar la celălalt capăt se găsește o structură formată din 3 nucleotide numite anticodon. Această porțiune se va lega de porțiunea complementară a ARN-ului numită codon. Astfel, secvența de aminoacizi din lanț proteic este dictată de complementaritatea codonului cu anticodonul. ARN ribozomal. Între alcătuirea ribozomului și are la baza sa proteine ribozomale. El se pliază formând porțiuni bicatenare datorită complementarității bazelor azotate. La eucariot există 4 tipuri de ARN ribozomal. 18S, care formează subunitatea mică a ribozomului, ARN ribozomal 28S, 5-8S și 5S. Toate acestea sunt grade de sedimentare.
ARN 28, 5 întreg și 8 și 5 S formează subunitatea mare a ribozomului. Materialul genetic are două funcții importante. Funcția autocatalitică, reprezentată de capacitatea de replicare a ADN-ului, am vorbit despre ea în cadrul diviziunii meiotice și mitotice, în cadrul ciclului celular, și funcția heterocatalitică, reprezentată de sinteza proteică pe baza informației genetice stocată în ARN și decodificată, transportată de ARN. Proteinele sunt niște macromolecule formate din una sau mai multe catene de aminoacizi la nivelul ribozomal. Aminoacizii sunt compuși organici care conțin gruparea amino și carboxil. Elementele chimice esențiale din structura unui aminoacid sunt carbonul, oxigenul, hidrogenul și, desigur, azotul. În componența proteinilor intră circa 20 de aminoacizi. Acești aminoacizi formează între ei legături peptidice între gruparea carboxil a unui aminoacid și gruparea amino a aminoacidului următor. În acest fel se formează o catenă polipeptidică, care reprezintă, de fapt, structura primară a proteinii. Această catenă poate fi simplă sau poate fi ramificată. Codul genetic. Există 20 de aminoacizi și doar 4 tipuri de baze azotate: adenina, timina, citozina și guanina. Pentru desfășurarea procesului de sinteză proteică, este nevoie de un dicționar care să traducă informația purtată de genă în limbajul celor 4 baze azotate, iar ulterior într-o secvență de aminoacizi. Aceasta și este codul genetic. În imagine aveți reprezentată schema codului genetic. Care sunt caracteristicile codului genetic? Codul genetic, în primul rând, este universal. La orice formă de viață, unui codon îi corespunde același aminoacid. Există și excepții. U, G, A, în genomul nuclear semnifică stop. Iar în genomul mitocondrial codifică triptofanul. A, U, A, în genomul nuclear codifică izoleucina. Iar în genomul mitocondrial codifică metionina, alt aminoacid. Codul genetic este nesuprapus, astfel încât doi codoni alăturați nu au la comun nucleotide. Codul genetic este fără virgule, adică între doi codoni nu există nucleotide nonsens, informație genetică ținându-se linear, continuu. Și codul genetic este degenerat, adică un aminoacid poate fi exprimat de mai mulți codoni. De exemplu, serina, leucina și arginina sunt codificate de 6 codoni, pentru că există mai mulți codoni 64 decât aminoacizi 20. Care sunt etapele biosintezei proteice? Etapele biosintezei proteice sunt transcripția și translația. Deși biosinteza proteică are loc la nivelul ribozomului, prima etapă acestea are loc la nivelul nuclear, prin formarea moleculei de ADN mesager. ARN-ul mesager joacă rolul de mesager purtând informații genetică de la nucleu în citoplasmă spre ribozom. În cadrul transcripției, el copiază de pe o catenă secvența complementară a nucleotidii a unei gene. Urmează apoi translația. Această etapă reprezintă, de fapt, biosinteza propriu-zisă și are loc în citoplasmă la nivelul ribozomilor, care vor utiliza catena de RNA mesager formată anterior în urma transcripției nucleu. Cele două subunități a ribozomului, subunitatea mică și cea mare, se atașează de catena de RNA mesager, astfel încât acesta se află în mijlocul ribozomului. Mai departe, aminoacizii din citoplasmă sunt aduși la ribozom de către alt tip de RNA, ARN-ul de transport. Acesta conține la un capăt locul de legătură pentru un aminoacid, în timp ce la capătul opus conține o grupare de 3 baze azotate, care, am spus noi, se numește anticodon.
care este complementară codonului de pe catena de RNA mesageră. Astfel, RNA de transport va aduce la ribozom aminoacidul corespunzător unui codon. După translație, proteina nou formată va intra în reticulul endoplasmatic. Prin intermediul unor vezicule, proteina este transportată mai apoi la nivelul aparatului Golgi, unde va suferi unele modificări. Translația are trei etape. Prima etapă se numește faza de inițiere. Unitățile ribozomale se atașează de capătul 5' al catenei de RNA cu ajutorul unui factor inițiator. Faza de elongare. Următorul codon al catenei de RNA mesager va fi recunoscut de către porțiunea anticodon RNA transport, care va prezenta aminoacidul corespondent. Apoi, RNA-ul mesager și RNA de transport se vor despărți. Catena de RNA mesager va fi deplasată cu un codon în sensul 5'-3', având ca alt RNA de transport cu alt aminoacid să se atașeze de codonul complementar. Aminoacizii vor forma între ei legături peptidice. Astfel se formează lanțul polipeptidic de aminoacizi. Faza de terminare are loc în momentul în care ribozomul ajunge la un codon stop al moleculii de RNA mesager. Codoanele stop pot fi vizualizate în schema codului genetic. Ele de obicei sunt 3, UGA, UAG și UAA. Prin intervenția unui factor de eliberare care cunoaște codonul nonsens, molecula de RNA mesager va fi eliberată și procesul translației se încheie. Spuneam că genetica are la bază studierea eredității și variabilității speciilor vii. Un compartiment important în genetică este completat în studiul eredității de către legile mendeliene sau de către legile care explică moștenirea independentă a caracterelor. Există și moștenire cuplată sau linkaje, însă din anumite considerente această temă nu este prevăzută la bacalaureat. Iată de ce noi să facem accent doar pe studiul celor trei legi al lui Gregor Mendel, legile mendeliene ale eredității. Bazele eredității au fost puse de către Gregor Mendel, care a efectuat experiențe pe diferite soiuri, aproximativ 22 de soiuri de mazăre. Aceste soiuri se caracterizează printr-o serie de trăsături distinctive, după culoarea florii, forma bobului, culoarea bobului, forma păstăii, talia plantei, etc. Mendel a folosit pentru prima dată metoda pe care el a numit-o metoda hibridologică, cu creare de hibrizi, care se bazează pe încrucișarea formelor parentale, care se deosebesc după unul sau mai multe caractere, și analiza ulterioară a descendenței care s-au obținut. Înainte de a analiza legile eredității, ne vom familiariza cu o simbolică genetică care este folosită în aplicațiile și în rezolvarea itemilor la bacalaureat sau sarcinilor care le pune în fața savanților legile mendeliene. Prin litera P mare se vor prezenta părinții sau genitorii sau formele parentale. Prin oglinda Venerii se va reprezenta genotipul feminin. Prin scutul și lanceaua lui Marte, genotipul masculin. Prin litere latine mici se vor arăta alelele recesive a genii. Prin litere latine mari se vor arăta aceeași alelă de la același caracter, dar prin litere majuscule. Dacă ambele gene sunt prezentate împreună, alele, vorbim de acum de un genotip. Atenție! Orice caracter într-un singur organism, nu vorbim de populație, întotdeauna este plus minus, dacă nu vorbim de
moștenire sau de ereditate heterozomială la bărbați, unde există doi cromozomi care nu sunt omologi, în rest, fiind cromozomi omologi, genele tot vor fi omologe, numai că ele se numesc alele, care vor coda același caracter. Cele se înseamnă întotdeauna cu aceeași literă, doar că pot fi ambele dominante sau ambele recesive și atunci vorbim despre un genotip homozigot, homozigot fiind un individ la care genele similare pe același loc din cromozomi omologi sunt identice, adică ambele dominanți sau ambele recesive. Homozigoții formează un singur tip de gameți și nu segregă în generația următoare. Și dacă este o genă dominant și alta recesivă, vorbim de un genotip heterozigot. Heteros înseamnă diferit. Heterozigot după un caracter. Dacă vom avea genotipul A mare, mic, B mare, B mic, vom avea de acum heterozigot după două caractere. În cazul dat, avem heterozigot după un caracter. Heterozigoții sunt indivizii la care alelele din loci sau din locusurile omologe de pe cromozome perechi sunt diferite. În comparație cu homozigoții, heterozigoții formează diverse tipuri de gameți și segregă, adică se despart în generațiile următoare. De menționat că Gregor Mendel a folosit ca obiect de studiu mazăra de grădină datorită faptului că avea o serie de avantaje. Și apropo, în simulare de bacalaureat propusă anul acesta de către Ministerul Educației, această întrebare se regăsește. Astfel că, memorizați, mazărea este o plantă autogamă cu structura florii care exclude orice polenizare străină întâmplătoare, datorită tipurile de petale asincron aranjate, deci steag, carienă, aripioare. Permite suprimarea stamilor înainte de maturarea polenului și polenizarea stigmatelor în mod dirijat. Permite studiul descendenței obținute în urma încrucișării între două forme parentale. Și descendența, chiar dacă forme parentale se deosebesc, descendența ulterior este fertilă. Mazărea este o plantă cu o perioadă de vegetație scurtă. Posedă o serie de caractere bine conturate care se transmit urmașilor. Și existau numeroase sori pe atunci, în mijlocul secolului XIX, de mazăre bine valorificate. Printr-un caracter se înțelege trăsătura fenotipică prin care pot fi deosebiți hibrizii. În funcție de aceasta, caracterele pot fi discontinue, calitative sau oligogenice, și continue, cantitative sau poligenice. Caracterul ce predomină în prima generație este numit caracter dominant, spre deosebire de caracterul care se suprimă sau se reprimă în prima generație, care este numit caracter recesiv. Caracterul dominant se codează în genetică cu litere latine de la A la Z majuscule, iar caracterele recesive se codează cu litere latine de la A la Z minuscule. La autopolenizare, plantele hibride ale primii generații, A mare, A mic sau heterozigote, în generația a doua au dat plante cu boabe galbene și boabe verzi, într-un raport de 3 la 1. La analiza altor perechi de caractere, Gregor Mendel a obținut aceleași raport de aproximativ 3 la 1 după fenotip. Gregor Mendel explica acest mod de segregare prin prezența unui în nucleu a unor factori ereditari sub formă de perechi. Nu știa încă Gregor Mendel de gene sau de cromozomi și le-a numit factori ereditari. Plantele homozigote cu boabele colorate și cele cu boabe incolore conțin exclusiv factori ereditari perechi, ce determină caracterele respective. La formarea gameților în timpul meiozei are loc separarea factorilor ereditari, astfel că în fiecare gamet se moștenește câte un singur factor ereditar din fiecare pereche. Din aceste considerente, gameții sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic. Anume, la această legitate a ajuns prin experiențele sale Gregor Mendel. Și drept consecință s-au format și au fost expuse în concluzii următoarele legi.
Prima lege se numește legea uniformității hibrizilor din prima generație. La încrucișarea indivizilor, homozigoți, care se deosebesc după unul sau mai multe caractere, în prima generație se obține întotdeauna o uniformitate după caracterul dominant. La om, după acest principiu, se moștenește culoarea ochilor, forma părului. La încrucișarea hibrizilor primii generații, care se deosebesc după un caracter, segregarea după fenotip în generația a doua este în raport de 3-1, iar după genotip de 1-2-1. Legea a doua parte de numire de legea segregării. Folosind simbolurile genetice și grila lui Punnett, în 1905 propusă, putem reconstitui experiențele lui Mendel. Deci, în primul rând, în prima experiență, a luat plante cu boabe galbene, pure, adică sunt homozigote, și le-a încrucișat cu boabe, cu plante cu boabe verzi, la fel pure, homozigote. Noi de acum știm că boabele galbene sunt dominante, iar boabele în culoare sunt recesive. În timpul gametogenezii, plantele cu boabele galbene formează un singur tip de gameți, deoarece am spus că homozigoții nu segregă în generația următoare și formează un singur tip de gameți, iar heterozigoții formează mai multe tipuri de gameți. Astfel, fiind plant homozigote, a format un singur tip de gameți, gameții cu gena A mare. Plantele homozigote recesive cu boabe galbene, la fel în timpul meiozei, au format un singur tip de gameți. La încrucișarea probabilistică acestor două tipuri de gameți, rezultă plante care aveau toate boabele de culoare galbenă și erau 100%. Astfel, că a fost demonstrată legea uniformității primei generații. Atenție, această lege lucrează doar dacă genele se găsesc pe cromozom diferiți. În generația a doua a preluat plante hibride care s-au obținut de la încrucișarea plantelor cu boabe galbene cu plante cu boabe verzi, le-a încrucișat între ele și a obținut. Având în vedere că plantele erau de acum heterozigote, ele au obținut și au format două tipuri de gameți. La combinația probabilistică a lor, după fenotip, s-au obținut plante cu boabe galbene, plante cu boabe galbene, plante cu boabe galbene, 3 părți sau 75%. Și 25% întotdeauna, câte experiențe nu făcea, cu ce caractere nu lucra, întotdeauna îți dădea aproximativ 25%. Astfel a demonstrat legea segregării. Mai există și a treia lege, îi spune legea moștenirii independente a caracterilor, și ea se folosește în cadrul proceselor de dihibridare, despre care o să vorbim în lecția următoare.